Bună ziua la toată lumea! Acum vreau să fac o înghețată din fructe. Naturală, organică, foarte bună la gust. Avem nevoie de mere, eu am pus două mere. Blueberry sau afine, la noi nu lipsesc. Două banane potrivit de coapte. Și lapte. Eu am un pahar de lapte, dar văd în blender cât trebuie. Așa că facem înghețata. Punem merele tăiate. Punem blueberry. Așa. Punem un pic de lapte. Așa. Punem și banana. Blendurim și pe înghețata este gata. Probați dacă vă trebuie mai dulce sau mai acrișoară, mai puneți un pic de suc de lămâie. Mie îmi place așa cum e. E foarte bună. O punem în caserole și o dăm la congelator până a doua zi. Uitați ce groasă e și ce bună e. Între timp, cât este în congelator, la 2-3 ore, e bine să mestecați cu lingura să nu se prindă poșghiță de gheață. Vă doresc vizionare plăcută și să încercați, că merită pentru copii, pentru familie, multe vitamine și sănătoasă. La revedere, pe altă dată, Domnul să vă binecuvinteze pe toți! Înghețata este gata, putem să servim. Să vă arăt, uite, vedeți, cremoasă și gustoasă. Ia să facem testul. Yummy. Ce vreau să vă spun? Care nu aveți afine sau blueberry, puteți înlocuiți laptele cu iaurt. Și vedeți cât e de dulce. Dacă vă mai trebuie dulce, mai puneți un pic de miere, de albine. Dacă nu, un pic de iaurt mai mult, dacă vă trebuie mai puțin dulce. Și este foarte bună. La revedere, pe curând!